de la Piața Mihai Viteazu, dar și o expoziție florală în polul mare al Universității din Craiova. O expoziție care sper să încânte pe toți craiovenii. Este această expoziție poate fi vizitată începând de miercuri, săptămâna viitoare. Și sunt anunțați aproximativ 56 de participanți. Cei care se ocupă de organizare mi-au comunicat faptul că în aceste zile sunt alte cereri noi și încercăm să folosim și Exponanța Teatrului Național de așa manieră încât să găsim flori și în Piața Mihai de Teatru și pe Exponanță și o expoziție foarte frumoasă la Universitate, în polul Universității. Sper să avem cât mai mulți participanți să se bucure de această până de miercuri până duminică. Cei de la Teatrul Colibri vor avea câte două spectacole pentru cei mici. Vor fi implicați și cei de la Inspectoratul Școlar și cei de la Palatul Copiilor. Iar pentru cei care au copilași pot să vină în Piața Mihai Viteazu să se bucure de aceste spectacole și să participe la diverse concursuri la care se vor da premii simbolice. Iar acest eveniment sperăm să fie sărbătorit de cât mai multă lume, de cât mai mulți copii. Cei de la Palatul Copiilor vor oferi foarte multe surprize, câteva spectacole și în Craiovii. Fără a opri circulația, nu în zona în care se făceau de regulă spectacole, ci pe planata pietonală. Trecând la partea de construcții, de începe din nou să primească constructorii, pe 2 iunie vor fi două licitații la Compania Națională de Investiții. Două licitații care permit finalizarea acestei țări polivalente. Eu personal mă bucur pentru că vom avea două echipe care vor lucra, sau mai multe echipe, cu mai mulți constructori, pentru a lucra la această țară polivalentă, iar timpul de realizare va fi mult mai scurt. Mai sunt câteva proceduri. Cele două clădiri pentru care am eliberat autorizația de demolare, cele două vile de la intersecția Iești cu Mihai Focăniceanu, vor fi demolate săptămâna viitoare cel mai târziu. Autorizația de construcție a pasajului am semnat-o săptămâna trecută. Raportul făcut de evaluatori este pozitiv, iar în maxim două săptămâni de zile vom semna contractul de finanțare. Vom da drumul în această perioadă și la anunțul de licitație, urmând ca, sper eu, mai devreme de luna august, să avem un constructor care să se apuce de aceste lucrări. Iar în acest sens putem spune că suma de bani pentru care vom semna acest contract de finanțare este un câștig pentru bugetul local, pentru municipalitate, pentru că această sumă de bani este nerambursabilă. Și legate de numărul de locuri de parcare care vor fi în această parcare subterană. După cum știți, cei care fac studii de dezabilitate și proiecte tehnic vor trebui să vină potrivit legii cu două propuneri. Noi, în raport de propunerile pe care le vor face, vom adopta una dintre ele și atunci putem spune cu certitudine câte locuri de parcare vor fi în această parcare subterană. Până atunci, nu suntem decât la faza de speculații sau de dorințe și așa mai departe. Deci, atunci vom putea spune câte locuri de parcare vom avea în această parcare subterană. Și anume, spre mijlocul lunii iunie, vom vedea cu toții că acea lucrare începută și abandonată la un moment dat de pe Caracal, acel mol care se încerca să se facă, vor fi repornite lucrările la acel mol, la mijlocul lunii iunie.
Iar în acest sens, cred că este un proiect extraordinar de benefic pentru Craiova, pentru bugetul Craiova, pentru cei care își doresc un loc de muncă și cred că de data aceasta vor reuși să termine. M-au asigurat că în momentul de față am întreaga finanțare pentru realizarea acestui mod. Bineînțeles, am întrebat și pe cei de pe Calea București, au spus că menținem termenul de noiembrie, anul curent, de deschidere a acestui mod de pe Calea București. Iar celălalt, cei care fac investiția speră, dar nu au stabilit încă un termen cert, speră ca la finele anului 2012 să fie gata și cel de pe care acasă. Cred că este mult mai mare, cu alte dimensiuni și cu alte valori ale investiției. Strada Amaradiei, Tineretului, Orteniei, Brestei, Pelendava și strada Doamnă. Sunt artere importante, circulația este foarte intensă pe aceste artere, două dintre ele sunt și porți de intrare în oraș. Circulația va fi foarte greoaie, sper ca la începutul lunii august să înceapă și lucrările la aceste șase străzi. Eu îmi cer scuze pentru aceste inconveniențe care vor evita în trafic, dar sunt absolut necesare. Veți vedea, la momentul la care se vor deschide aceste străzi, că vom avea parte de o circulație civilizată, de locuri de parcare mai multe, de spații verzi amenajate, de trotuare civilizate, de așa manieră încât nu va rămâne, să zic așa, craiovenii nu vor rămâne decât cu ideea că au avut de suferit 3-4 luni de zile până s-au realizat aceste străzi, ci vor vedea că ceea ce vrem să facem